În sprijinul organizatorilor, având în vedere că este un eveniment care nu poluează, nu face zgomot și se înscrie cumva în politica primăriei, încurajăm simbolic, să spunem, și competițiile sportive nepoluante. Le-am acordat tot sprijinul, iar acesta constă în închiderea circulației pe timp de 2 zile pe acest tronson. În timpul desfășurării competiției nu se va putea circula și rugăm pe Constanțeni să înțeleagă acest aspect. E vreme frumoasă, pot veni cu autobuzul până în centru, până la Piața Unirii și apoi se pot plimba, pot vedea competiția de karting, se pot plimba pe faleza Casino și așa mai departe. Mersul pe jos e benefic.